edizioni de Salut Italiana, astăzi vom face partea a doua a poșetului nostru și vom începe cu codiță. Pentru codiță, în cercul magic, vom lucra pentru început un număr de 6 bicărușe scurte. Să se precizez că pentru acest cocoșon, dumneavoastră puteți folosi culorile dorite de dumneavoastră. Deci, vom face în cercul magic cele 6 bicărușe scurte, al 3, al 5, și cele de 6, voi închide cercul magic, voi închide cufiul alunecat în corespondența primului bicăruș scurt, în felul acesta. După care voi continua lucrând în corespondența fiecărui bicăruș câte o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 12 bicărușe scurte. Lucrate cele 12 bicărușe scurte, vom intra în corespondența primului bicăruș la începutul rândului, cu fir alunecat și voi lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de ochiuri pe lanț. Acum voi face bicărușe scurte, începând cu primul ochi de lanț de la coșet și ne vom îndrepta către baza lucrării, deci vom lucra doar bicărușe scurte în corespondența fiecărui ochi de lanț. Am ajuns la capătul rândului, deci am lucrat ultimul ochi de lanț. Voi intra cu fir alunecat în corespondența acelui bicăruș de unde am pornit. Voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce în sus cu pasul de lacului. Deci voi intra cu croșetul în picerușul din spate și în felul acesta ne vom îndrepta din nou către vârful acestei părți a lucrării. Deci încet, încet ne îndreptăm către vârful lucrării. Ajuns în vârful lucrării aici, voi face ultimul picăruș în același mod, voi scurta firul și voi închide rândul. Capetele de fire apoi noi le vom ascunde. După care voi intra în următorul picăruș. Voi schimba culoarea, așa cum vă spuneam, puteți folosi culorile dorite de dumneavoastră și voi lucra din nou cele 20 de ochiuri de lanț, fix în urca aici. Mă voi ridica în sus cu cele 20 de ochiuri de lanț. Am deja 4, 5, 6, 7, lucrate cele 20 de ochiuri de lanț, ne vom întoarce înapoi în același mod, lucrând picărușe scurte. Vom lucra singuri, apoi ne vom reîntâlni. Ajuns la capătul rândului, voi intra din nou și voi face firul alunecat, iar pentru rândul de picărușe pasul răcului, voi adăuga din nou culoarea maro închis. În felul acesta facem o diversificare a culorilor și voi continua să mă ridic în sus lucrând pasul racului. Acest pas dă și o ținută mai bună lucrării,
bineînțeles, vom avea ceva capete pe fir de ascuns, însă am ales metoda cea mai ușoară pentru dumneavoastră. Deci, vom continua în felul acesta. Ajuns în vârful țaripei, în vârful venii, de fapt, scuzați, voi scurta firul și voi închide rândul. Mă gândeam acum la aripă. Și, din nou, de jos, voi porni, vedeți că firul m-a deschis, nu l-am tăiat, voi porni din nou un alt rând de 20 de ochiuri de lanț și în felul acesta noi vom lucra un număr total de 6 pene. Deci vom face 6 pene. Pentru cea de treia pană, voi face pasul rapului în această culoare verde mai închis. Astfel vom diversifica un pic și vom da acea senzație de pene adevărate. Și puteți diversifica în modul în care doriți dumneavoastră. Eu doar vă dau un exemplu și, așa cum vă spuneam, vom lucra 6 pene în acest mod. Așa arată codița noastră. Deci, prima parte. Am lucrat cea de-a doua parte folosind aceleași culori, însă nu am făcut pasul rapului în culoare diferită. Și am făcut fiecare pană pe 15 ochiuri de lanț. Puteți vedea cum se prezintă. Modalitatea este aceeași. Voi lua cocoșelul nostru, voi lua codițele, penele cele mai înalte și le voi aranja pe mijlocul spatelui cocoșelului nostru. Iar acum, cu acul, cu ață, noi vom coase încât să dăm stabilitate codiței. Veți aranja și dumneavoastră în modul în care veți considera. Eu de la margine de aici, deci de unde se întoarce lucrul, am 1, 2, 3, 4, 5, în corespondența celui de-al șaselea rând, am aplicat codița. Și acum încet, încet voi coase, de jur împrejur, după care veți vedea modul în care aplicăm cea de-a doua parte și vom aranja codița încât să pară cât mai aproape de realitate. Nu uitați că eu m-am orientat foarte mult după cocoșelul meu de scârți. L-am cumpărat cred că 2-3 ani în urmă dintr-un magazin. După ce am cusut această parte a codiței, voi pune pe cea de-a doua un pic mai jos și o voi coasă și pe aceasta. Voi da stabilitate. După care vom vedea rezultatul final. Deci vom coase în modul în care să fie cât mai stabilă. Chiar dacă coasem în felul acesta, nu se vede cusătura pentru că penele vor cădea în jos și vor acoperi ceea ce coasem. Să vedem. Așa. Acum voi da câteva puncte și mai sus, în modul în care întreaga codiță să fie cât mai stabilă. Mai sus, însemnând prima parte cu primele pene. Vom coase în modul în care totul să fie cât mai stabil. Așa cum vă spuneam, m-am orientat mult după acel cocoșel. Tutorialul acesta ne aparține în totalitate. Nu îl veți găsi în altă parte.
pas cu pas, anume pentru dumneavoastră. După ce vom da stabilitate lucrării, bineînțeles, vom scurta firul. Doamnele mele, uitați-vă, așa se prezintă codiță cocoșelului nostru. Eu sper să vă placă și să îmbrățișați cu drag această idee, această lucrare. Deci, am realizat și codița, de acum vom trece să realizăm aripioarele. Pentru aripioare, în cercul magic, vom face un număr de 6 picioare scurte. Începem. 1, 2, 3, 4, 5, cele de-a 6-lea picioare scurte. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu firul alunecat în corespondența primului piciorul scurt. Din acest moment vom lucra câte înmulțiri în corespondența fiecăruia dintre cele 6 picioruse scurte. Deci la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 picioruse scurte. Vom continua lucrând un piciorul scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursuri rândului. La sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt în următorul picioruș, după care voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi face cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența celuiași picioruș, cel de-al treilea picioruș dublu. Deci, în primul picioruș avem un număr de 3 piciorușe duble. Un picioruș scurt în următorul, în următorul vom lucra din nou 3 piciorușe duble. Un picioruș scurt și din nou 3 piciorușe duble în următorul picioruș. 2 și cel de-al 3. Un picioruș scurt, apoi voi face unul de lanț și de jur împrejur voi face pasul racului, să fie cam în același mod precum codiță. Deci pasul racului de jur împrejurul aripioarei. Vom intra în corespondență fiecărui picioruș. Vom face pasul racului până când ajungem la piciorușele scurte care corespund rândului de din cele 18. Vom coborâ aici, în primul picioruș scurt, și vom continua cu pasul racului de jur împrejur. Vom lucra singure de acum. Ajunse la sfârșitul rândului, vom scurta firul, vom lăsa cât avem nevoie pentru cusut și vom închide și această parte a lucrării. De acum nu ne rămâne decât să punem acolo pentru cusut lână și să coasem aripioarele. Deci vom face două de acestea, bineînțeles, eu le-am lucrat deja. Vom coase aripioarele, după cum puteți vedea. Am aranjat-o în acest mod în care partea unde am făcut piciorușele duble să fie în față. Eu am cusut deja prima aripioară, ne orientăm să fie așezate în mod simetric și vom începe să facem cusăturile, le vom face în corespondența rândului de 18 piciorușe duble. Deci pe acest rând. Voi coase în felul acesta, la fel veți face și dumneavoastră. Iar când vom termina de cusut, vom ascunde capătul de fir și apoi îl vom scurta.
Aceasta este ideea mea de cocoșel. Acum, dacă o să vă placă, sunt sigură că voi vedea lucrat la dumneavoastră, pagina dumneavoastră, pe pagina grupurilor din care faceți parte. Deci am terminat de cusut, cam în felul acesta se va prezenta. Voi ascunde capătul de fir și îl voi scurta. Acum ne rămâne doar să facem piciorușele. Pentru piciorușe vom pregăti două bucăți din firul metalic folosit în momentul în care noi lucrăm anumite flori. Lungimea acestuia are 30 de centimetri. Vom avea nevoie de culoarea galbenă și vom începe felul următor. La unul dintre capete vom îndoi un pic firul de sârmă în felul acesta. Știți că este foarte maleabil, foarte ușor de manevrat. Voi intra cu firul prin bucla formată și aici voi face un nod în felul acesta. Voi lega bine capătul de fir, îl voi strânge cât mai bine posibil în felul acesta. După care, încet, cu atenție, voi începe să înfășor firul de culoare galbenă pe firul metalic. Deci, în felul acesta, noi vom merge până la sfârșitul rândului. Nu are nimic dacă a ieșit acel capăt în afară, până la sfârșitul firului, nu are rândului. Acel capăt apoi noi îl vom ascunde, veți vedea după aceea. Deci vom merge în felul acesta. În momentul în care am ajuns aproape la capătul celălalt al firului de sârmă, vom întoarce din nou și acest capăt. În felul acesta îl vom pune în două. Vom scurta firul de culoare galbenă. Voi lăsa o bucățică în felul acesta. După care voi începe să formez piciorușul. Acest capăt ne va rămâne în spate. Da? Voi lucra în felul acesta. Voi îndoi aici. Lungimea o veți decide un pic dumneavoastră. Apoi voi face parte din mijloc, în felul acesta. Și încă o parte laterală. În acest mod. Eu am, și aici am stat și am valutat mai multe opțiuni în modul în care să fie cât mai ușor pentru dumneavoastră în momentul în care am realizat aceasta. Voi strânge aceste două capete de sârmă în felul acesta. Vedeți? Acum voi lua din nou firul de culoare galbenă, voi trece prin această buclă formată felul acesta, voi lega din nou un nod. Aici o să fie un pic mai migălos, dar cum dumneavoastră știți să lucrați, voi ține acest capăt de fir în felul acesta, voi strânge bine, ia uitați, și voi colătăci din nou firul. Chiar dacă rămâne un pic de sârmă acolo, să nu vă speriați, pentru că apoi veți vedea ce vom face cu acel punctișor care ne-a rămas. Am ajuns aici, ia uitați-vă, aranjăm aici bine. În felul acesta, vedeți că aproape l-am acoperit. După care, voi porni pe partea din mijloc și voi face în același mod.
apoi încolătățul de jur împrejur pentru a îmbrăca și această parte. Îmbrăca această parte voi ajunge din nou sus. Așa. Când voi ajunge aici, mă întorc înapoi. Încolătățesc în felul acesta. Și cobor din nou către bază. Aici este, așa cum vă spuneam, un pic de migală, însă cu un pic de îndemânare și cu un pic de răbdare vom reuși. Ajuns la bază, voi merge și pe cealaltă parte. Astfel că am acoperit toate trei geruțele. Și din nou mă întorc în jos, în felul acesta, să nu vă speriați dacă vi se pare că nu vom găsi din mijloc. Așa. După care voi începe. Uitați, sunt aici, ajuns în mijloc, da? Voi începe să lucrez în acest mod. Deci trec firul peste primele două degetele, spre mine, în felul acesta, întorc lucrul și voi trece din nou din partea aceasta pentru a forma acel nod. Dacă vă aduceți bine aminte cum este formată lăbuța păsărilor, par niște noduri galbene. Uitați așa, în felul acesta. Ajuns aici, voi scurta firul și îl voi înfășura în modul în care să nu se desfacă, după care voi face un nod. În felul acesta. Cu ajutorul unui mic nimice. Uitați-vă așa, voi întoarce. Aici strâng bine și apoi voi întoarce în felul acesta să dăm exact forma de geruță. Vedeți? Și am format. În felul acesta vom forma două. Dacă vi se pare un pic cam lungă aceasta din vârf, o putem întoarce în felul acesta și le vom face mărimi egale. Acum nu ne rămâne decât să tăiem surplusul de aici. În felul acesta vom tăia șirul de sârmă. Uitați așa. Vom face două egale, bineînțeles, dacă reușim, dacă este o mică diferență, nicio problemă. Și acum nu ne rămâne decât să le atașăm lucrării noastre. Ia uitați-vă. Să vedem cât de aspectuos va fi. Acum, și aici avem două opțiuni. Fie le coasem, fie lipim cu lipiciul. Lipiciul lichid sau lipiciul la cal, ceea ce aveți dumneavoastră. Eu voi folosi lipiciul meu lichid. Așa. În felul acesta. Și ne voi atașa. Am lipit și cerușelul. După cum puteți vedea, așa se prezintă cocoșelul meu. Eu sper să vă placă. Apoi, bineînțeles, voi face fotografia care va fi pusă pe fiecare tutorial, astfel veți avea idee de rezultatul final. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți. Iar eu, mă scuzați,
eu mă desfac de dumneavoastră ca de fiecare dată cu aceleași cuvinte, vedeți că are stabilitate și stă doar că aici este mireul meu, nu stabil, stă singur. Așa cum vă spuneam, mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și la revedere, vă salută Tatiana!